Share, don't forget to share. Deci, ne-am întors. Ne-am întors de la 9 la 5 cu Dolly Parton. Deci pentru a face aceste excursii de care spuneam, trebuie să mergem la servici. Un serviciu obositor, la birou, vedeți. În oraș trebuie să fii la oră fixă, vedeți, oamenii sunt stresați, mijloacele de transport sunt așa cum sunt. Chiar dacă facem o excursie virtuală pe calculator, pe Google sau YouTube, tot trebuie să avem bani și să putem să ne permitem chiar și aceste excursii pe calculator. Stilul pe care îl adoptă această artistă este, mi se pare foarte vesel așa și te face să suporți un pic mai ușor stresul cotidian. Așa, deci, în concluzie, chiar dacă este un stil al anilor, nu știu, 60-70, chiar și 80, numit permanent, așa, zic că este un hairstyle vesel și antistres, așa, zic eu. Bluza, iarăși, vreau să vă arăt această bluză din Italia, cumpărată de aici, de la Titan Mercato sau filialele Titan Mercato. Este din material sintetic. Acum trebuie să știți care sunt materialele sintetice. De exemplu, pe ea scrie poliester. Mai sunt și alte materiale sintetice. Poliamida, de exemplu. Unde se folosește poliamida? La materialele care sunt elastice. La training-uri, de exemplu, eu prefer foarte mult ținuta în training, așa a fost și la Mexic. Elevii și profesorii puteau să vină în training la școală și este foarte practic și dinamic. Lasă. E foarte funny. Așa. Deci, îi spun și Gilda și și Gilda să facem un inventar foarte clar al hainelor pe care le avem, pentru că a făcut o colecție valoroasă. Ele sunt foarte rezistente, deci le poți da din generație în generație și am lucruri, care au fost purtate de părinți și chiar am lucruri de la bunici. Chiar am văzut un film pe această temă, în Franța era, într-o localitate mai rurală și avea niște lucruri de la străbunica ei de peste 100 de ani și era foarte mândră că le-am mărcat. Deci putem să facem chiar un concurs, eu știu, cel mai vechi obiect vestimentar pe care îl avem și pe care îl putem prezenta. Vă mulțumesc!